Să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, dragi ascultători, impresia pe care ne-o face Evanghelia după Matei despre Iisus, până la textul pe care l-am auzit proclamat astăzi, este aceea unui om care se pregătește să plece într-o mare călătorie. Astfel încă de la începutul ei aflăm cine este acest om, Iisus Hristos, din genealogia pe care ne-o prezintă Evanghelistul. Aflăm destule detalii despre nașterea sa, despre botezul său și ce e mai important despre misiunea sa. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, va spune Ioan Botezătorul. Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit mulțumirea, va spune glasul Tatălui în timp ce Iisus era botezat la Iordan. Pus la încercare la capătul celor 40 de zile de post din pustiu, Iisus este categoric. Pleacă Satana, pe Domnul Dumnezeul tău îl vei adora și numai Lui vei sluji. Așadar avem de-a face cu un om, cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care, după ce și-a făcut bagajele, după ce a pus în ele din toate câte ceva, genealogie, naștere, botez, rezistență la ispite, pornește propriu-zis în călătorie, sau mai exact, în misiune. Pornește în misiunea pe care i-a încredințat-o Tatăl, misiune care se numește mântuirea lumii. Locul din care își începe misiunea nu este Ierusalimul, cum poate ne-am fi așteptat cu toții, cu templul și cu preoții săi, cu școlile farizeilor și ale cărturarilor, cu sediul guvernatorului roman, cu oamenii care veneau acolo din toate părțile pământului, ci este Cafarnaumul, o localitate aflată pe malul Mării Galilei, în Galileea păgânilor, așa cum ne spune profeția din cartea profetului Isaia, în mijlocul unui popor aflat în întuneric. Dar care popor aștepta să vadă o lumină? Care aștepta mântuirea adusă de Iisus Hristos? Textul evanghelic pe care ni-l propune astăzi biserica se împarte în patru părți. Prima parte descrie începutul misiunii lui Iisus în Galileea. A doua parte prezintă conținutul esențial al mântuirii, care este convertirea. A treia parte ne vorbește despre chemarea primilor apostoli, iar a patra face o mică sinteză a misiunii lui Iisus în Galileea, misiune care poate fi sintetizată astfel: predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și vindeca orice boală și orice suferință în popor. Faptul că Iisus nu își începe activitatea publică din Ierusalim este îmbucurător pentru noi. Aceasta arată că Iisus a venit într-adevăr pentru toți, dar mai ales pentru cei care se află în întunericul păcatului și al suferinței fizice, așa cum se aflau locuitorii din ținutul Mării Galilei. Întunericul păcatului, suferința fizică și morală în care ne aflăm și noi de atâtea ori, ne îndreptățește astăzi să credem și mai mult că Iisus Hristos este și Mântuitorul nostru. De aceea nu trebuie să ne fie frică, trebuie să ne apropiem de El cu mult curaj. El este lumina de care avem de atâtea ori nevoie. M-aș fi sinucis, spunea cineva, dar mi-e frică de Dumnezeu. Mă tem că zădărnicesc moartea lui Iisus Hristos. Iisuse Hristoase, ție îți ofer viața mea, spunea altcineva,
îndreptându-se spre sala de operație. Doar gândul că într-o zi voi putea scăpa și că în urma unei spovezi bine făcute, Dumnezeu mă va ierta, aceasta m-a salvat, afirma o fostă prostituată. Poporul care zăcea în întuneric a văzut o lumină, am citit în Evanghelia de astăzi. Câtă mângâiere să știi că la capătul unei suferințe te așteaptă o bucurie, la capătul unui efort susținut o răsplată, la capătul vieții viața veșnică. De fapt, Dumnezeu nu lasă nimic nerăsplătit. Până și cel mai mare păcătos, ajutat de harul gratuit al lui Dumnezeu, are șansa convertirii. Nimeni nu trebuie să dispere. Convertirea însă este calea pe care orice om are acces la împărăția lui Dumnezeu. Știu că în acest moment, prin intermediul undelor radioului, mă adresez și unui mare număr de bolnavi, de oameni care țin la Sfânta Liturghie de Duminică și se bucură că au această mare șansă să se unească pe calea undelor cu noi, cei care ne aflăm aici, în biserică, dar și cu cei care nu sunt bolnavi, cu cei care poate sunt pe drum, sunt în mașină, sunt la serviciu sau în alte părți și ne ascultă. Vă propun tuturor, celor care sunteți prezenți și celor care ne ascultați, să încercăm să simțim pașii lui Iisus, pași care altădată umblau pe malul Mării Galilei și îi chema pentru prima dată pe apostoli. Evanghelia de astăzi ne vorbește doar de alegerea a patru dintre ei. E vorba de Simon, numit Petru, de Andrei, fratele său, de Iacob, fiul lui Zebedeu, și de Ioan, fratele lui. Toți erau pescari, toți erau la lucru, cu toții au lăsat mrejele și pe ai lor și l-au urmat pe Iisus. Au lăsat peștele care le asigura hrana pentru ai lor și pentru traiul de fiecare zi, pentru cuvântul lui Dumnezeu, hrana care avea să nu le lipsească niciodată. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, le-a spus Iisus. Veniți după mine. Acesta este începutul oricărei convertiri. Și se adresează în egală măsură nouă celor prezenți, ca și dumneavoastră celor care ne ascultați. Chemarea lui Iisus este generală. E adevărat că și astăzi El are nevoie de apostoli în sens strict, de episcop, de preoți, de diaconi, de persoane generoase care să poarte mesajul Evangheliei mai departe, dar are nevoie și de noi toți, de fiecare în parte. Iisus trece și astăzi pe malul mării vieții fiecăruia și ne cheamă la credință. Merge prin saloanele spitalelor, pe lângă paturile celor țintuiți în ele, pe lângă salvările care îi poartă spre spitale pe cei care au nevoie de intervenții medicale urgente, și le spune parcă tuturor, în taină, nu ești singur în suferința ta. Eu am suferit înaintea ta. Unește-te cu mine în suferință și ea va fi mai ușoară. Nu te răzvrăti, pentru că eu sunt cu tine ca să te întăresc. Iisus este prezent astăzi și îi cheamă pe soți să se accepte reciproc cu răbdare și cu iubire. Îi însoțește în greutățile inerente vieții de familie și le spune: când ați jurat să fiți împreună pentru toată viața, eu eram de față. Eu v-am binecuvântat cu prezența mea. De fapt, eu eram iubirea care v-a unit. Dacă ea a scăzut între voi, vă chem astăzi din nou la iubire. E mare prețul pe care trebuie să-l plătiți ca să fiți împreună? Nu disperați. În încercările voastre nu sunteți abandonați. Eu sunt iubirea. Întoarceți-vă privirea spre mine și eu voi rândui oameni generoși care să vă susțină. Iisus trece astăzi și printre tinerii acestei lumi, printre muncitori,
printre politicieni, printre cei care împart dreptatea, printre deținuți, printre oamenii străzii, și tuturor le spune: Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Bucurați-vă, dar convertiți-vă. Iubiți credincioși, dragi ascultători, fără convertirea sufletului nu se va realiza, nu se va experimenta niciodată bucuria prezenței Împărăției lui Dumnezeu. În lume totul este vocație, totul este chemare la harul lui Dumnezeu. Suferă cel care este chemat să sufere, chiar dacă suferința în acest caz înseamnă persecuție religioasă, boală fizică, psihică sau spirituală. Sunt tată și mamă într-o familie cei chemați să fie astfel. Sunt episcopi, preoți, călugări și surori doar cei chemați să fie astfel. Sunt părinți puși la încercare de greutățile familiei, de necazurile pe care le pricinuiesc copiii și de lipsuri. Doar cei care au tăria de a trece peste toate acestea. Este o vorbă a noastră pe care obișnuim să o spunem atunci când ne este greu, pentru a nu dispera. Dumnezeu nu ne încearcă mai mult decât putem noi să ducem, spunem noi. În realitate însă Dumnezeu este Cel care duce alături de noi totul. Prin Hristos El a purtat și poartă povara vieții noastre, indiferent ce nume poartă această povară. Iisus merge astăzi pe malul vieții noastre. Este aici, este în viața fiecăruia și ne cheamă îndemnându-ne să renunțăm la năvoadele care ne incomodează în viață și să-L urmăm. Cu alte cuvinte, ne îndeamnă să renunțăm la tot ceea ce nu este Dumnezeu și să îmbrățișăm tot ceea ce este El și ne conduce la El. Vă invit astăzi să îmbrățișăm iubirea, credința și speranța sa. Ca bolnavi să îmbrățișăm patul care este prelungirea crucii lui Iisus. Să se îmbrățișeze soții în familie, să-și dea mâna dușmanii între ei. Preoții și persoanele consacrate să îmbrățișeze și mai mult chemarea lor și toți cei care suntem chemați de Dumnezeu la viață, să îmbrățișăm bucuria că încă mai avem șansa convertirii. Iisus și-a început activitatea publică în Galileea. Pot să spun că astăzi a ajuns aici, a ajuns la noi, este printre noi. Așadar ne alege, ne cheamă și ne dă harul Său. Să nu refuzăm acest har. Amin. Domnul